În muzică nu se justifică orice fel de mesaj. Cu aceste cuvinte s-a adresat tinerilor Paula Selling la o conferință găzduită de Palatul Cantacuzino din capitală. Artista a vorbit despre alegerile muzicale ale tinerilor și despre modul în care acestea le influențează viața. Sunt artiștii responsabili de mesajul pe care îl transmit și cum și-l aleg ei? Bineînțeles că sunt responsabil. E greșit să spui nu, eu am o meserie, o fac și din asta câștig bani și trebuie să câștig bani și atunci se justifică orice fel de mesaj. Asta este foarte greșit pentru că până la urmă se adună, știi? Pic cu pic se face marea și atâta timp cât noi nu înțelegem puterea cuvântului și puterea persoanelor publice de a influența tineretul, dacă nu înțelegem lucrul ăsta, s-ar putea să determinăm extraordinar de multă lume să meargă într-o direcție care nu este folositoare lumii. Trebuie să fim foarte atenți ce mesaje transmitem. În ziua de astăzi, din păcate, sunt probabil destul de multe interese care promovează un anumit gen de mesaj și trebuie ca cei care cred în mesajul drept și în cel luminos al iubirii și al iubirii față de Dumnezeu să contracareze oarecum aceste lucruri, să fim inteligenți și noi și să găsim soluții pentru această misiune. Lume plină de încercări, ce pot să iei eu când greșit de alte căi. Orele de muzică ce fac, de fapt, educă gustul viitorului ascultător de muzică. Cum se-și aleagă? E foarte greu de spus în momentul în care nu știi ce pierzi sau nu conștientizezi care ar trebui să-ți fie preocupările muzicale. Cred că modelele care apar în media să ia deciziile în așa fel încât să promoveze pozitiv, să promoveze lucrurile bune. Nu să promoveze ceea ce cred sau ceea ce ar putea părea cool în tendințele moderne și ale momentului. Sunt destul de puțin cei care au curajul să spună Dumnezeu într-un interviu și lucrul ăsta este pentru că în anumite contexte sunt judecați greșit. Sunt binevenite aceste evenimente frumoase pe care biserica le organizează și pentru a conștientiza importanța spiritualității în lumea în care trăim. Există numeroși specialiști în psihologie care susțin că muzica influențează pe tineri atât pozitiv cât și negativ. În funcție de alegerile muzicale, oamenii își schimbă vestimentația, comportamentul sau modul în care privesc viața.